M-am gândit să vorbim despre singurătate. Mai exact, să facem un ghid pentru tine ca bărbat când te confrunți cu viața de zi cu zi și poate ești ca și mine când am fost prin Italia, prin UK și bro, eram al naibii de singur. Dar stai liniștit, videoclipul ăsta bro, validează pentru tine chiar dacă ești în străinătate sau în România. Prea puțin contează. Îți va spune exact ceea ce ai de făcut și îți va da o formulă clară la ce poți să faci începând cu secunda asta ca tu să-ți schimbi viața, pentru că ghișce, nu vine nimeni să te salveze, bro. De fericirea ta depinzi doar tu, doar tu ești responsabil de fericirea ta. Nimeni nu va veni să-ți ofere ție ceea ce ai tu nevoie, ceea ce vrei și așa mai departe. Și vei descoperi mai devreme sau mai târziu că unele lucruri în viața asta, bro, costă extrem de mult. În timp ce altele nici măcar nu poți să pui un preț, cum ar fi timpul tău, în primul rând. Da, mă rog, bine ai venit pe canalul ăsta de mai bine de 12 ani, ajut bărbații ca știne. Am scris șase cărți pentru tine ca bărbat. Ai ofertă pe site la cărțile astea, poți să le pe toată odată. Ai cursuri online, dacă nu-ți place să citești, poți să faci coaching cu mine, că e în persoană, că e online. nicio problemă, sunt aici să te ajut. Primul lucru la care trebuie să ne gândim este, în primul rând, pentru cine trăiești. Bro, mai auzi foarte bine cu un caiet în față, te rog să-ți iei notițe acum. Numărul de bărbați care nu-și iau notițe și cred ei că își vor aminti și că informațiile astea nu sunt importante, au foarte mult de suferit. Nu-ți vei aminti nimic. Ascultă-mă, ia notițe. Prima întrebare. Pentru cine trăiesc? Asta este ceea ce vreau să te întrebi. Pentru cine trăiești? Nu și la asta dintre bărbații, dintre oameni de pe această planetă, trăiesc întotdeauna pentru altcineva, deloc pentru sine. Pentru cine trăiești, bro? Pentru părinții tăi? Pentru prietenii tăi? pentru societate, pentru cine trăiești. Hai să explic o chestie. Dacă trăiești pentru familia ta, depinde în ce sens ne referim. Că o zi o să plece și tu ai rămas singur cuc făcându-le lor pe plac. Deci nu trăi pentru familia ta, trăiește pentru tine, ajută-te pe tine ca apoi să ajungi pe alții. Trăiești cumva pentru prietenii tăi? Bro, pe la 19 ani gândeam și eu treaba asta, până absolut toată lumea a fost împrăștiată, pentru că avem facturi de plătit. Unul s-a dus șofer pătir, altul s-a dus nu știu unde. Dintr-o dată ne-am despărțit broși și când am venit în cartier nu mai era absolut nimeni. ne amintesc că am plâns în ziua aia în mijlocul cartierului, efectiv. Mă uitam și nu mai era nimeni. Nimeni din oamenii pe care îi cunoșteam. Nu trăi bro pentru prietenii tăi, mai ales când ei sunt niște judecători. Poate că încă ai prietenii tăi în jur. Te-ai dus vreodată să le spui că ceva te doare? Că ești singur? Că nu-ți iese cu femeile? te-au ascultat, nu ți-au râs în față, e greu să cred treaba asta. Nu? Prietenii tăi, din ce știu eu, sunt gigolo, sunt ași la femei, ui, sunt campion mondial la pat, n-ai auzit de ei, ceva crem de la crem. Nu trăi pentru prietenii tăi. Nu trăi pentru societate. Bro, incredibil numărul de oameni care abia așteaptă, bro, să meargă la muncă pentru sistem 8-10 ore pe zi, 12 pe unii, dar când vin acasă să de puteri, nu vor bro, să lucreze o oră, două poftim și pentru ei. Ești total ok cu a lucra 8, 10, 12 ore pentru altul să-i faci viața lui bună, dar pentru tine să bagi și tu o oră, două acasă când vii pentru ceva a tău, îți pare că nu ești în stare, bro. Și atunci nu trăi nici pentru societate, nu mai mult decât ea îți cere. Înțeleg că suntem toți niște sclavi în momentul ăsta, nu mai mult decât ea îți cere. Și atunci dacă nu trăiești pentru părinți, prieteni, societate, înseamnă că trăiești pentru tine. Iar dacă tu trăiești pentru tine, este timpul să te gândești la binele tău. Nu mai sta la jobul pe care îl urăști. Nu mai sta în orașul care este prea mic. Deseori clienții mă întreabă ce mă fac în oraș, la mine sunt trei oameni. Mută-te. Pe păi da, dar ce o să zic? Mută-te. Că de fericirea ta, bro, doar tu te poți ocupa. Nimeni altcineva. Nimeni nu dă doi bani că tu ești nefericit sau mai știu eu ce. Dacă în oraș la tine situația e cum e, va trebui să riști, va trebui să te muți, va trebui să te împingi prin frica necunoscutului, să te duci într-un alt oraș unde sunt opțiuni. Pentru că eu vreau să-ți o chestie, bro. Nu te cunosc evident și generalizez foarte mult aici, însă oamenii trebuie să înțeleagă ceva. Obiectivul tău în viața asta nu poate fi altul decât femeia. Nu voi să repet, obiectivul tău în viața asta să fie întotdeauna femeia. Ea te îmbogățește emoțional, cât și financiar, dar mai ales când vine vorba de social skill, de skillul social, cu care, apropo, faci absolut totul. Dacă e emoțional ești varză, nu mai faci nimic. Dacă financiar ești varză, ești prins pe roata hamsterului, trebuie să ai grijă de tine. Bro, femeia este singurul lucru care are sens în viața ta. Banii, faima, notorietatea, proprietățile, toate sunt niște mici închisori cu care ți îți place să te înconjori. Nu mai face treaba asta. Nu mai construi închisori în jurul tău, ai făcut-o suficient toată viața asta a ta. Nu banii sunt răspunsul câte vreme ești sec și suferi. Nu fai mai răspunsul câte vreme nu te poți căca că cineva îți face un selfie și vezi, doamne, nici discuție. Man, nu proprietățile sunt răspunsul câte vreme stai singur prin ele și bocești. Înțelege! ce are sens în viața ta. În continuare, pentru că tu vrei să rezolvi singurătatea, înseamnă că acum că nu mai trăiești pentru societate, nu mai servești toți nebunii, te servești pe tine și ai interesul tău în față, înseamnă că o să ieși mai des. Ai interes că obiectivul tău e femeia, trebuie să ieși mai des. Ce? Dar avem un problemă aici. Ce se întâmplă? Bro, o să cheltui mai mulți bani decât ar trebui, pentru că tu acum ieși mai des. Și pentru că vei cheltui mai mult, va trebui să devii inteligent cu banii, bro. Nu-ți mai lua atâtea haine. La membrii, dacă devii membru la canal, acces videoclipuri extra, descoperi un clip la fashion unde îți explic o chestie în 4-5 minute. Doar pe aia dacă o faci, ești mult peste alți bărbați care nu înțeleg nimic pe lumea asta. Bro, e foarte ușor să fii fashion, e foarte ieftin și n-ai nevoie de un dulap întreg, ci de o costumație două maxim. Și deja ești mult peste alții. N-ai nevoie de nu știu ce mașină, n-ai nevoie de nu știu ce casă, n-ai nevoie de mai nimic de fapt. Și cam de-aia are o problemă societatea cu noi în momentul ăsta, că ne trezim ne dăm seama că nu avem nevoie de prea multe. Aș putea să mă duc să mă chinui să plătesc o chirie sau aș putea să-mi pun un cort pe deal. E o chestiune doar de ego acolo. Dar aș putea să stau un cort pe deal? Da. Aș putea să mă duc să fac duș la o sală de forță în loc să stau să plătesc chiria pe la un nebun? Da, oricum trebuie să mă la sală, fac și duș. Bro, sunt atâtea alternative la ce înseamnă să ieși din ego și din prostia societății încât să ai face cruce, bro. -ai, dacă, dacă ai înțelege ce e adevărata libertate Ți-ai dat seama nu costă mai nimic Să fii liber Dar e vorba de un mindset foarte puternic Și acolo societatea are o problemă cu tine Dar anyways revenind Devin o inteligent cu banii Pentru că banii trebuie să îi ții acum pentru ieșiri O plată într-un club Plată în restaurant Un suc aici, o cafea acolo Scopul tău fiind A cunoaște femeia Nu țoale inutile Nu mașini inutile Nu alte căcaturi inutile Care nu fac altceva decât să te inducă în acest consumerism și ajunge la ultima chestie. Deci, dacă tu ai înțeles că trebuie să abordezi femei, că desensibilizezi zonele, că ai poate probleme emoționale, vii la un nu lucrezi pe treaba asta, dacă te dat seama că obiectivul e femeia, dacă ai ieșit în stradă, ai observat că lucrurile sunt cum sunt, probabil mai rămâne un singur lucru și te gândești, domnule, cluburile. Doar că de cluburi s-ar putea să-ți fie frică, amintește-ți, bro. Clubul este cea mai ușoară zonă pentru așa ceva, pentru că oamenii care merg acolo merg în general cu aceeași misiune. Ca și tine, merg în mod special să se distreze, să socializeze, să cunoască alți oameni. Nu doar să danseze, de parcă n-au o viață. Și atunci dai seama că, pe cât de mult te sperie clubul ăla, acolo sunt șanse tale cele mai mari de a socializa mai mult și de a înțelege stările oamenilor și așa mai departe. Dacă poți combina toate lucrurile astea, inteligența emoțională în ce privește banii, dacă ai dat drumul la ce-dorești societatea și mai știu care, te-ai dus într-un oraș în care îți poți crea opțiuni. Ești activ social în sensul că ești la o abordare pe stradă, dar ești într-un club. Bro, n-ai cum să nu ajungi unde ți-ai dorit tu. Și dacă mai ai și un mentor puternic cum sunt eu, pe fără sens pe că ai cărți, cursuri online sau coaching, bro, n cum să nu ajungi unde îți dorești. Așa că îți mulțumesc tare mult că m-ai urmărit. Sper că acest ghid de eliberare din singurătatea asta te ajută foarte mult. Prea mulți bărbați rămân blocați, am văzut o grămadă. Și a trebuit să fac o analiză profundă a motivelor pentru care suntem blocați. Pentru că și eu am fost când eram în UK și în Italia. Și eram datorită stărilor emoționale pe care nu le înțelegeam și apoi a anumitor factori care nu aveam cum să-i conștientizez pentru că eram mult prea presat de bosulică de la muncă care mă lovea cu ciocanul peste cap, cu orice fac noi bine și așa mai departe. Când am ieșit din toate mizele astea, a ieșit videoclipul ăsta, care, care îți oferă ție o hartă cât se poate declară. Sper că acest videoclip te-a ajutat. Eu știu în inima mea că dacă reușești să aplici, bro, o să-mi scrii foarte, foarte fericit în zilul următoare. Așa că te pup, nu uita, pe fără să se pe ai produsele mele care te pot ajuta. Te-am pupat!